legea noastră să ne pregătiți. Mașina asta un Ford Focus RS, nu? RS. Plăcerea mea. Spune, te rog, cât mai multe despre Hot Hatch ăsta, ca zic așa, că la un moment dat a nevoit internetul atunci când a fost lansat. Da, a fost destul de multă nebunie. Dar la mine e veche. Aveam un vecin al meu când eram eu copil, un RS Cosworth. Și pe lângă el mai avea o Sierra, nu știu, dacă nu mă înșel, era 2 litri benzină, dar nu era vreo ediție specială ceva. Și am prins așa un drag de Forduri și de pedigriu de RS și toată chestia asta a lor, care au avut-o și la raliuri și la... Da, da, da. Pe stradă. Numai că eu când mi-am cumpărat prima mașină, n-am mers în direcția asta, că nu era lansat modelul. După aia am avut un accident, am schimbat mașina, am mers pe ceva așa mai clasic, ca să zic. Da? Și anul ăsta când m-am hotărât să-mi schimb mașina, am dat un clip cu launch control de la RS. Da, care e de mai zis că gata. Asta e faptul, imagine trebuie să fie. Adică a fost tot dorit. Am perpelit vreo 3 lucruri, am luat decizia. Mașina are motor de 2.3.1. Da, da, da. Exact. 350, nu? Exact. De cai putere. 350, 2.3, turbo. Înțeles. Ce a nebunit ea practic, ca să spunem așa, a fost funcția de launch control și modul de drift. Cred că cel mai mult a fost cu sistemul de 4x4, că s-au întors la 4x4 după ce MK2 și MK1 au fost pe tracțiune față. Un sistem foarte inteligent de 4x4. La momentul lansării în 2016, că era cel mai avansat sistem, da. Pentru torque că, pe lângă care torque vectoring cu ambreiaje electronic controlate, nu are nici cutie de transfer. Adică direct din cutia de viteze pleacă proporția pe față spate. Și apoi da, bineînțeles, modul drift care te îndeamnă la prostii. Ai activat vreodată modul drift? L-am activat. N-am putut să mă abțin. Și evacuarea de pe ele, să știi că este demențială. Da, da, da. Doar că acum, cum e ea pe normal, nu face prea mare gălăgie. Dar dacă îi dai pe sport, da, singura modificare care ți-o face, mă rog, îți deschide clapeta după evacuare și e un pic mai, nu știu cum să-i zic, mai fâșneat față de normal. Adică dacă mergi la viteză constantă și schimbi între moduri, o să observi un pic, da, da, un pic, da, da, de kick în scaun. Ce-mi place că ai ales cutia sau nu vin numai pe manual? Pe RS, cei de la Ford au făcut o treabă mișto și au băgat doar cutii manuale. Asta e, adică nu ai decât o singură opțiune de cutie. Asta, într-adevăr, e un lucru foarte bun. Da, ei au spus că pierd undeva la 400 de la 0% ne folosind un DSG sau automat. 47 date de producător. Am înțeles. Ce mai este? Cauciucurile astea care le-am eu pe, da, pe aia. Știi că am observat la mai de când te-am observat culoarea. Da. E ceva special pentru că ne-au obișnuit toate Ford Focus-urile RS să le vezi în albastru la lor. Da, știi care e chestia mișto? Că eu întotdeauna când mi-am luat câte o mașină, am încercat pe cât posibil să-mi iau încât dacă o vede cineva să știe că e a mea. Adică prima mașină care mi-am cumpărat-o eu a fost un Celica. Celica din 2005. Care mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult când am văzut-o cu geamurile lăsate jos, care toată cu pola aia așa o formă foarte fluidă. Mi-a plăcut foarte mult. După aia ți-am spus că cu cele că am avut un accident, a intrat cineva după contrasens în mine. Mi-am luat un Lexus IS250. Era foarte, foarte mișto mașina. Motorul ăla de 2.5 avea 210 cai, dar se simțea mai bine. Se simțea mai mult de atât. Și apoi m-am întors la marea mea dragoste, Ford-uri. De cât timp ai? Din iunie. Ceva de puțin timp. Da, puțin timp, kilometri, dar mulți kilometri. Da, asta vreau să spun, că ai băgat ceva kilometri. Da. Spune, e mașina mea de zi cu zi. Adică asta vreau să întreb acum. Exact. E de ce pot să gălăgie. Mașina de popcorn, îmi spun eu. Cum e cu mentenanța la mașinile astea? Mă refer, nu știu, revizii, schimb de piese, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, mă refer, se găsesc piese, e ușor? Nu prea. Scump, ieftin. Sunt destul de piperate și nu sunt foarte, foarte accesibile, adică gen minim o săptămână te-ai aștept să cam de la orice. Faza fiind... Uite și pe prietenii noștri. Faza e că am observat și o chestie foarte tâmpită și nu știu de ce. În talon, la producător, e trecut Ford și mai are adăugat încă ceva, nemțește.
am înțeles. Un tehnic, ceva de genul ăsta. Și zic că tocmai din cauza denumirii acesteia, da, da, piesele se fac separat. Între câte știu eu, sper să nu greșesc, dar mă corectez dacă greșesc. Când ei când fabrică modelele, rest le fabrică în fabricile de, unde fac și Mustang-ul, corect? Nu, am, din câte știu eu... Au linie separată, special. Da, linie separată la Sarlui, în Germania. Toate resursele la nivel mondial, adică sunt toate construite acolo. Da, da, știu asta, dar asta nu știam dacă este aceeași linie sau nu cu Mustang. Nu, păi e diferență între motorul și motorul de Mustang, toată lumea zice că e acela. Da. Declarați. Și chiar, am fost de curând, am asistat la o sediță Dino cu vreo câteva Mustang-uri live. Și cum a fost? Deci niciunul nu a fost tare să scoată cai declarații. Am înțeles. Da. Nu știu, de ce ți-ai la Mustang și nu ți-ai la mașina asta? Ca preț oricum sunt destul de apropiate, dar Mustang-ul e un pic cam prea popular pentru gusturile mele. Exact, și practic Mustang-ul nu mai e un hotiaș cum e, sau cum ai zic la astea acum mai nou, ce până afară, zic pocket rocket. Pocket rocket, da, da. Foarte tare pocket rocket. Nu, dar la Mustang e subdimensionat motorul de 2.3, adică Mustang-ul, automat eu când mă gândesc Mustang, aud V8-ul ăla din 67. Exact, și la urmă când mă duc și noi ocazia să mergem cu unul, nu am făcut material, dar am avut ocazia să mergem cu el. Exact, exact din 67 era. Adică, nu știu, zgomotul ăla de V8 american, rămâne... Ai da, da. E imbatabil. Corect, așa este, când zici Mustang trebuie să zici un V8. Ăsta e visul meu, să îmi iau la un moment dat în... Mașina are suspensia destul de... De tare, să știi. Foarte rigidă pe modul normal, dacă îi dai pe modul sport, e și mai și. Dacă ții că a apăsat pe cel de fază lungă, fază scurtă, semnalizare, da? Apasă în sus. Nu, 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 pe exact pe capătul. Aici așa? Da. Și ții a apăsat un pic și se activează suspensia sport. Și acum e mai... Am înțeles. Mașina este complet stoc, nu? Complet stoc, nu i-am făcut absolut nimic. Cred că e cel mai bine așa ai nevoie. Da, având în vedere că are și garanție. Și au fost câteva modele, să știi. În general, în Anglia am văzut vreo 3-1, în Spania au fost motoare care au cedat de 2-3. Dar au cedat din cauza unei pierderi, din cât am înțeles, de lichid de răcire. Și proprietarii n-au verificat niciodată lichid. Înțeles. Să știi că prin scaunele neglijet astea sunt demențiale. Da. Și sport e absolut tot. Sunt scaunele standard, cum ar veni. Da. Astea sunt scaunele standard la ea, mai era opțiunea de scaune scoică. Dar nu am vrut să-mi iau scaunele scoică pentru că sunt un pic mai rigide. În primul rând și eu dacă o folosesc ca daily drive e destul de greu să mergi cu ceva foarte tare. Și în al doilea rând îmi și anulau airbag-urile laterale și de genunchi. Și am considerat că e mai bine să-mi păstrez airbag-ul totuși că, având în vedere că eu mai am istorie, să mai intre altul în mine din neant. Da, Doamne ferește, nu. Doamne ferește, nu-mi doresc asta că în 6 luni am prins mai mult drag de aia decât am avut de orice altă mașină. Oricum, mașina, să știi că chiar, cum spui tu că o folosești de zi la daily drive, chiar poți să faci asta, adică are când cu bagaj încăpător, 4 uși, 4x4, merge și iarna, merge și vara. Abia aștept iarna. Tot ce vrei, deci chiar nu se sește nimic. Da, adică, având în vedere că ea e sport, are foarte multe opțiuni, adică dacă stai să te gândești, are volan încălzit, scaune încălzite, cameră pe marșalier, sistem de infotainment, exact, climă pe două zone, adică are destul de multe opțiuni. Airbag-uri, fără roll cage, fără nimic. Dar e chiar foarte, foarte ok ca daily drive. Ți-am spus, în 12.000, 13.000 aproape de kilometri care i-am făcut, nu am de ce să mă plâng. Marea majoritate s-ar plânge de consum, dar nu e cazul să te așteptai de la ea. Ford Focus RS este una dintre mașinile mele preferate. Spun sincer. Acum și pentru mine, să-i seama, e mașina mea preferată la ora actuală. Ce mai are așa, ca să spun, nu știu, tu cunoști mai bine, diferit, ca să spun, ceva special la modelul ăsta, la marca, la RS în general, mă refer. Păi, trecând peste aspectul ăsta de Ford și întrebarea care vine din partea marii majorități, este unde mi-am întunărit-o. Lumea asta mă întreabă, nu știu de ce, dar nu e cazul. Pe lângă aspectul ăsta agresiv așa de mașină modificată, mai este și faptul că are evacuare caroare, stoc. Da, adică nu ai ce... Păi oricum prima întrebare când te auzi cineva cu evacuarea care, să zic așa, cât de când nu se pricepe, este unde e schimbat de evacuare, așa?
Da, adică foarte multă lume mi-a spus că de ce mi-am pus tobele astea gălăgioase și când le spun că sunt tobele mașinii, că așa vine mașina cu tobele astea. Nu mă cred, bineînțeles. Da, e zgomotul ăsta de mașină de popcorn, cum ți-am zis că îmi place să-i spun. Răspunsul la orice comandă mi se pare foarte, foarte stabilă și foarte bine pusă pe șosea mașina. Am înțeles. M-am trezit cu niște viteze, niște viraje în care nu mă așteptam să se întâmple chiar așa. Dar ce urăsc, că există un lucru care îl urăsc, nu îl urăsc, da, dar o iubesc. O iubesc prea tare ca să o urăsc. Dar lucru care nu-mi place la ea e unghiul de virare, de brăcaș. De brăcaș, pentru că e foarte puțin, da. Are o cursă. Stânga o cursă, dreapta, dar roțile nu se mișcă foarte mult. Am înțeles. Deci asta este punctul ei slab, ca să zic așa. Da. Ăla ar fi să existe mai... și asta. Ăla ar fi, cred că, singura chestie care i-aș imputa-o, dar nu o fac. Când ți-am zis, iubesc mașina asta mai mult decât orice alt autovehicul care l-am avut, mașină sau motor. Chiar merită mașina asta, sincer să spun. Mersi mult. De asta și vreau să facem un clip cu tine și mă bucur că ai fost foarte, foarte spontan și ești din prima dată, știi? Da, da, adică e o chestie foarte tare care încercați voi să o faceți, da, și îmi place. Da, mă, să sperăm că la un moment dat o să și prindă, că ar fi păcat să nu, pentru că e o chestie mișto, voi sunteți toți băieți mișto și asta e una dintre pasiunile noastre, știi? Corect, și... da, asta e așa. De ce mai nu? Mai batem și drumul de la Constanța. Exact, adică multă lume n-ar fi venit doar când te gândești la distanță. Corect. Și în special ca să filmeze două mașini. Adică... Rău, ne mulțumim mult, tot încă o dată. A fost plăcerea mea, vă mulțumesc că m-ați invitat. Și până data viitoare, vă auzim, la revedere. La revedere.